Salutare, salutare! Astăzi suntem la Sorin Moldovan, la Aqualine, la depozit, la birou și o să discutăm despre cum a început el în antreprenoriat, care au fost provocările și cum este relația cu Gomag și planurile lui de viitor. Deci, stați până la final. Salut, Sorin! Salut! Salut tuturor! Cum bine, a început? Bine te-am găsit! Am început în 2008. Eram încă angajat. Înflorise în cap ideea că vreau să fiu antreprenor și să fac afaceri, dar nu știam exact ce o să fac și cu ce o să mă ocup. Mi-am făcut o firmă, o societate și ulterior am început să caut firme să devin distribuitor de ceva. Nu știam ce. Am găsit din întâmplare un anunț pe Google, o firmă căuta distribuitor pentru filtre de apă. Mi-a plăcut foarte mult ideea de a vinde filtre de apă. Am început să lucrez. În prima lună am și făcut rost de o comandă. Când a venit vorba să o onorez, am întâmpinat foarte multe greutăți. Ulterior am aflat că furnizorul respectiv nu era tocmai un distribuitor, era de fapt un intermediar care mai mult încurca lucrurile. Am descoperit ulterior furnizorul adevărat și am început să lucrăm. De acolo încolo lucrurile s-au dezvoltat, am început să avem tot mai multe comenzi, am început să avem stocurile noastre proprii de marfă, să devenim importatori pentru anumite produse și lucrurile merg din ce în ce mai bine. Bun, ai început în 2008. Când a fost prima interacțiune cu online-ul, când ai avut primul site și care au fost poveștile de atunci, pe scurt așa? În online am fost prezent de primul minut, ca să zic așa. Am avut la început un site de prezentare. Oamenii ne sunau de pe site sau ne trimiteau mail-uri, răspundeam, făceam oferte. Ulterior, în 2016, am lansat și primul magazin online pe o platformă, nu-i spun numele. Open source. Da. Acolo am întâmpinat tot felul de provocări. La momentul respectiv ne eram mulțumiți de ea, că nu știam că există ceva mai bun sau că se poate și mai bine. Credeam că toate soluțiile de a vinde online sunt de ordinul mii și zeci de mii de euro. Și atunci eram mulțumiți într-o oarecare măsură. Ulterior am aflat că lucrurile nu stau chiar așa și că există soluții și alternative mai bune. Care au fost, ce provocări au fost concret acolo? Cum a mers cu, spuneai, cu designul, cu implementarea, cu pluginurile? Da, suportul. Pe platforma respectivă mă încântase foarte mult ideea că plăteam site-ul o singură dată și rămânea meu, lucru care nu era tocmai adevărat. Dacă vrei să ai anumite lucruri pe platforma respectivă, performanțe, trebuia să cumperi tot felul de teme, tot felul de plugin-uri, module, implementări și le cumpărai, le instalai și după aceea îți dădeai seama că unul dintre ele nu merge, că era în conflict cu nu știu ce. Și de aici încolo o întreagă nebunie în care trebuia să suni pe dezvoltatorul temei. Dezvoltatorul temei zicea că nu e el de vină, e de vină cine a făcut instalarea. Cel care a făcut instalarea zicea că e de vină ăla de la modul și te plimbai cu telefoane și mail-uri de la unul la altul fără să rezolvi problema. Da, cam așa se întâmplă. Când ai ajuns la noi și cum a evoluat? La voi am ajuns în 2017, pe finalul anului. În 2018 am început efectiv de la începutul anului să vindem. Lucrurile au evoluat foarte bine. Am început pe pachetul cel mai de jos. Ulterior am trecut la pachetul Enterprise. Am început de la una-două comenzi pe zi să avem undeva la vreo 20-30 de comenzi pe lună pe Gomag. Acum avem undeva la vreo 5-600 pe lună. Îmi spuneai înainte că aveai pe ce platformele vechi undeva la comenzi la 200.000 de lei anual. Da. Și ai ajuns la 200.000 de lei lunar pe Gomag. Lunar, da.
Da, eu a fost o creștere foarte, foarte mare, de care ne bucurăm. Am făcut-o și pentru că am putut să avem creșterea asta și pentru că platforma ne-a permis să implementăm tot ce aveam noi de gând să facem. Suntem foarte mulțumiți de cum evoluează lucrurile. Mulțumim. Cum se descurcă colegii tăi, colegele cu platforma și cum merge relația cu suportul la noi? Colegele se ocupă, chiar avem o colegă nouă care i-a trebuit foarte puțin timp să se familiarizeze, e foarte friendly. Accesul se face foarte ușor, totul este intuitiv. Adică procesul de induction la un eventual angajat nou e foarte scurt. Pe partea de suport chiar am fost uimit și chiar spuneam că venind din alte ipostaze, eram obișnuit să sun de 3-4 ori pe zi pentru aceeași problemă, să insist, să mă rog, să se rezolve problema. Ulterior, pe Goma, chiar am fost surprins că lucrurile se rezolvă doar prin trimiterea unui simplu mail către suport. E bun. Ce ai observat tu că funcționează în business-ul tău, în relația cu clienții, cu echipa, cu piața, cu produsele și dacă vezi diferențe de la an la an, pentru că din 2008 până acum suntem în 2020, deja ai experiență și ai văzut unele lucruri. Da, am avut din 2018, de când am venit la voi și am început să implementăm cu adevărat strategii de marketing și să facem un comerț online cât de cât, da, să nu... Am avut creștere de 30-40% în fiecare an. În 2018, după ce am trecut pe Gomag, vânzările pur și simplu s-au dublat. Ulterior, în anii următori, am avut creștere de 40% în fiecare an. Contează foarte mult pentru clienți să aibă o descriere completă și corectă la produse, niște imagini de calitate. Bineînțeles că aici intervin și alte aspecte, ajută foarte mult și partea de marketing, soluții de fidelizare a clienților. Chiar am fost surprinși de programul de fidelitate cu funcționalitatea cu puncte de fidelitate de pe Gomag. Am implementat-o chiar de la început și clienții chiar sunt mulțumiți. Avem foarte mulți clienți recurenți care folosesc într-adevăr punctele de fidelitate și sunt mulțumiți că le acordăm. Da, deci practic cuvântul chiar fi în orice business, chiar și în online sau în orice business, să ai o strategie pusă la punct. Pentru că tu poți să faci lucrurile într-un fel, după ureche, dar când deja știi niște pași pe care vrei să-i faci și niște obiective, se întâmplă... Da, acum toate business-urile încep după ureche, din punctul meu de vedere. Adică marea majoritate. Sunt puține cazurile în care vii din start cu o finanțare, cu un plan de business, cu tot ce trebuie ca să pornești ca la carte. Marea majoritate, sau cel puțin în perioada în care noi am început business-ul, se pleca după ureche. Auzeai din stânga în dreapta ceva și credeai că așa se face. Ei, în momentul în care începi cu un plan, ai toate ustensilele necesare, vorbim aici de platformă, de oameni, de produse. Când le pui toate la un loc, într-un plan, lucrurile încep să dea rezultate. Da. Dacă ar fi să începi acum, ce ai face diferit față de începutul din 2008? Aș trece din prima pe în comerț online, într-un magazin online. Nișa noastră în care activăm este una destul de specifică și foarte mulți, inclusiv parteneri, concurenți, îmi spuneau la momentul respectiv când am vrut să demarez primul magazin online, îmi spuneau că nu e prea potrivit pentru vânzările online ce fac eu. Ea a fost total greșit că se vinde și în online și prin magazin online, inclusiv prin platforme, prin marketplace-uri, se vinde. Se vinde. Care sunt planurile Aqualine pentru viitor? 3-5-10 ani. Vrem să ne creștem echipa, în primul rând. Urmează să ne mutăm într-un sediu mai mare. Vine în vizită? Da, te așteptăm. Avem un plan câteva programe de
pe care vrem să le implementăm. Unul dintre ele include și o fidelizare a clienților și un program de parteneriat în care clienții pot deveni parteneri cu noi. Foarte tare asta. Oricum, primim foarte multe vânzări, le realizăm pe baza recomandărilor clienților noștri. Și atunci ne-am gândit că ar fi ok să îi răsplătim într-un fel pentru aceste recomandări. Vom lansa un modul dedicat, o platformă dedicată pentru clienții business, pentru distribuitorii noștri. Și vedem, ne adaptăm din mers. Foarte tare. Deci dacă vreți să fiți revânzători de produse, filtre de apă, filtre de apă și apei, sisteme de tratare a apei în general. Și tot ce găsiți pe aqualine.ro, intrați pe site, o să aveți linkul sub video și îl puteți contacta pe Sorin. Mulțumesc! Bun, Sorin! Mulțumim și să ne revedem la nou sediu când dublăm business-ul și echipa. Garantat. Și toate cele. Și vii și tu la noi în vizită. Cu siguranță! Bun! Salutare! Salutare!